stimați telespectatori, suntem în direct în emisiunea noastră. Am instituit o regulă nouă împreună cu familia Sârbu. Facem așa. Dacă un copil dintre noi, oricare dintre noi, nu este cu minte, camera nu mai stă pe el și nu va mai fi filmat. Astfel încât, dacă Siana sau Radu Sârbu, părinții, sau Anastasia de 13 ani, Eva de 5 ani sau David de 2 ani, nu sunt cu minți, nu vor fi filmați. Suntem de acord? Copii cu minți. Copii cu minți, asta vreau să întreb. Suntem copii cu minți și babă frumoasă. Să fie clar. A, da, asta există. Atunci vă rog foarte mult. Mai degrabă găsești. Da, ei copii cu minți. Ea este în zona copii cu minți. Da, e copil cu minți. Da. Bună ziua. Bună ziua și bine ați venit. Facem ne-am găsit o luptă pe microfoane. Pe culorile de la microfon. Microfonul, dar îmi pare rău. N-am ce să fac. E adevărat. Îl plătim. David are de gând să vorbească la microfon și să ne vorbească despre vlogul familiei. Ca să înțelegeți, dumneavoastră au stat membrii familiei Sârbu la o discuție și s-au gândit, bă, dar la cât am filmat noi în ultimii 15 ani. Da. N-avem noi ceva de arătat celor care ne iubesc atât de mult. Păi ideea. Da, chiar toată lumea ne zicea, toată lumea care venea prin vizită, ultimul ziceam și cu Radu că a fost Pavel Strătan care zicea, era la noi acasă și era un zgomot și o agitație. Și el cu Cleo era așa și ziceam, fraților, voi aveți tot ce aveți nevoie în casă ca să faceți treaba. Show, adică, nu show, așa. Exact, show de dimineață până seară. Pentru mami îi place mult să se uite la vloguri cu familie care fac vloguri, multe canale. Și la un moment dat a zis, mami, mă, hai să facem și noi, că avem copii, avem filmări, avem un tati care filmează. Curajos a fost să punem cele 200 de... Acum sunt telefoanele mobile și filmează. Tati non-stop filmează, da, și când nu vrea, tati filmează și uneori e enervant că tati... Cred că e enervant, da, dar pe alocuri zic că Radu, oprește-te, sau dimineață când ești nemachiat și se vede în filmulețele alea când ai ochii așa și îți cântă la mulți ani și tati cu camera și tu așa ciufulit, dar când ne-am uitat la filmulețe, v-ați dat seama că e foarte funny. Da, am plâns într-o fericire din aia, dacă nu era Eva Bușit-o plânsul. Cu Eva Bușit-o plânsul instant. Iubita. Deci. Și am zis, dar ok, în filmările astea, ca să fim mai atrași de canalul vostru, e adevărat că apare și aniversarea lui tati? Da. Apar foarte multe aniversări, chiar și în sala de naștere, când asta mică mare strigă pe acolo. Și când eu era să leșin, eram eu cu camera în mână și era să leșin. E și aniversarea Evei de un an. Doamna doctor ne spune, tati, ce faci? Filmezi că s-a născut copilul. A, unde? A, și eram pierdut în spațiu. Pierdut în spațiu, ca orice tată care filmează. În filmare zice că s-a făcut auzită. Da, eu m-am făcut auzită. Ai filmat toate nașterile, Rana? Pe a lui David nu am filmat și pe a Evei n-am filmat că n-am... Dar a fost acolo, a fost acolo. Am fost acolo, dar n-am reușit să ajung, pentru că a fost o totul de rutină Ana și a zis, hai, gata. Hai, gata, repede acum. Da, nu eram pregătit, practic. Ma. Da. David, dacă ești cu minte, poți să-ți dau pufuleți, vrei? Da. Da. Te-am promit. Da. Îmi promit că după aia ne lași să vorbim? Da. Nu. Perfect, fii atent. Fii atent să orice pentru pufuleți. Așteaptă, facem noi. El trebuia să fie moșul astăzi. Avem pufuleți și acasă. Dar aici sunt mai buni. Orice pufuleți sunt buni. Ca ăștia nu sunt. Bine, nu mai am bolul, că știi cum e la norocul meu. Uite ce ți-a aduce Teo. Voi de capul meu. Uite, te apropii de măsă. Dar trebuie să fii cu minte. Vai de capul meu. Vai de capul meu. Eu zic să încep să mănânci, să nu mai stai pe gânduri. Du-te, nu vrei? Și încearcă să mănânci unul, vrei? Este șocat. Da. Deci vreau să zic că vlogul începea cu set în care trebuie să ne așezăm și să începem. Vai de capul meu! Suntem care familia Sârbu. Vreau și eu să dau play rec sau cum se zice. Mă, n-am reușit. Record. Într-o oră eu dădeam rec ăsta, vreau și punea pe pauză. Da. David era cameromanul și pe filmare în vlog se vede cum el zice... 1, 2, 3 și pe pauză. El era în spatele camerei și ne filmăm. Exact, David, acum n-am reușit să spunem ce trebuia să spunem. Cum e? Vai de cum?
Vrei să nu zică și altceva, că știe multe. Vai de capul meu era. Lasă așa. Bebe, nu ne ascundem, uite. Da, așa că, vă rog, intrați pe YouTube acolo și ne găsiți Sârbu Family, se numește, și pe Instagram. Suntem peste tot. Doar că Sârbu Family s-a lansat astăzi, așa e? Da, astăzi s-a lansat la ora 3. Vai de capul meu! Și deja au început să curgă mesajele. Acum 10 minute. Acum 10 minute s-a lansat? Da, și au început să curgă mesajele pe WhatsApp într-o fericire. Păi și voi nu știți ce se întâmplă? Voi stați cu noi aici în timp ce canalul vostru se lansează. Incredibil! Am zis să fie frumos, să lansăm la tine. Am zis că să-l facem la tine. Orice lansat la tine a fost succes. Exact. Nu local, ci mondial. Exact. Tu ești un norocoasă astăzi. E adevărat. E noroc. Toată lumea, care se uite, să intre pe YouTube, Sârbu Family, să dea subscribe, să se uite la video, să-i dea like, să-i dea comment, tot. Exact. Anastasia, un lucru pe care tu ai fi vrut să nu-l filmeze și totuși apare. Nu cred că există. Eu nu sunt o persoană rușinoasă. Cunosc mulți copii care nu arăt bine pe poza asta, nu arăt bine pe filmarea asta, dar eu sunt genul. Eu nu te-aș și eu mă bucur pentru orice amintire. Îmi pare rău, avem aici o treabă. Trebuie să apese pe buton. Du-te la cameră și filmează tu cu camera. Uite, nu are o cameră. Mai bine filmezi să apeși pe vreun buton, că cine știe. Și ție îți place camera de filmat. Mergi cu mine la o cameră? Ia, să vezi. Asta e, să nu fie uf, ceva. Să nu vezi acolo e o treaptă. Eu zic, mergi cu bursucul, dar el bursucul, cine-i bursucul? Care-i bursucul? Să uita foarte. Aici o treaptă mai înaltă. Atenție, coborâm. Deci, hop! Acasă, ca noi ne pregădeam să plecăm. Da. Să uite așa la pe care buton? În buzunar. Unde? În buzunar. Strengar. De unde știu că ai stânga? Ai zis stânga sau ștrengar? Pe ăla nu. Strengar. Strengar. Cuvântul strengar, de când nu l-am mai auzit. Dar știe stânga, că sărmana a repetat la serbare stânga-dreapta, de a învățat care e stânga. Cum a fost la serbare, Eva? Ce-ai fost tu la serbare? N-aveam rol, eram toți în asta. Popular, am făcut 100 de ani, da. Pe care l-am primit. Pe care l-am primit. L-am comandat, Eva, de fapt. Da. Am dansat vreo 4 cântece și apoi ne-am adunat acolo pe scenă și am... Efectiv, ca să ne facem auziți, trebuia să strigăm cânticul de final. Au făcut pe lângă asta, au avut spectacol. Scuze. Au avut spectacol de balet, a fost superb. Eva, cea mai frumoasă balerină pe care am văzut-o. Dacă nu-s frumoase astea două, Să ne vezi pe noi ce emoție am plâns. Pentru că a fost și sărbarea lui David și a Evei. Și pe filmare, acum nu știu, să băgăm, cred că într-un vlog. Doamne, se aude acolo cum a ieșit David și noi filmam și râdeam, plângeam. Isteric, râdeam și se aude pe filmare cum râd și plâng isteric. Și nu puteam, stătea copilul cu mâna șol și dansa. Așa făcea, da. Eu le-am dans, cred că... Al doilea dans. N-avem voie să apăsăm acolo. Că se stinge asta? Deci, eu eram de pereche cu un băiatul. Se stinge și nu se mai vede aici. Bismetic pe acolo. Și tu, noroc cu tine că l-ai condus. L-a amețit, efectiv. Eva, cel mai fericit moment din viața ta de până acum, care a fost? Când ai fost cea mai fericită fetiță din lume? Știu eu. Sincer, la sărbare. Sincer, la sărbare. Da, a venit și moș. Anastasia, la tine cel mai fericit moment al vieții? Asta e simplu. Când s-a născut Eva. Da. Wow. Și când s-a născut David, nu? Și când s-a născut David. Da, când s-a născut Eva. Când s-a născut Eva, a fost primul. First time. Este pe filmare, exact. Vai de capul meu! Vai de capul meu! E pe filmare și era așa emoționat. Dacă e 8 ani, a așteptat să-i aducem o frățioară, cum zicea ea. Adică frățioară. Este și în vlog despre momentul în care ea se ruga la Dumnezeu să-i aducă o frățioară. Când eram eu la grădiniță, m-a întrebat învățătoarea mea, nu învățătoarea, educatoarea mea. Dar tu ce dorești, un frățior sau o surioară? Și zic eu, o frățioară. Vrem să zic un frățior, dar am zis o frățioară. Frățioară, ne-am mobilizat. Când s-a născut Eva, eu eram acasă și era săptămâna altfel. Toți colegii mei plecaseră în excursie, dar mami mi-a zis mie să nu plec. Și eram acasă, ploua, îmi făceam termenul la matică și apoi mă sună tati. Anastasia, se naște Eva! Eu, aolo, se naște Eva! Și am început să țip prin clasă și alergam prin casă ca o crizată. Da, pentru că n-am lăsat-o în excursie cu ideea că poate. Că poate așa s-a întâmplat. Și așa s-a întâmplat. Voi să spună Eva ceva, că a ridicat mânuța. Da, spun. Eu, sincer, vreau să spun că Anastasia își făcea telemele în timp ce ploua și a sunat-o pe mami, nu pe ea. Nu, pe ea, tata, te-a sunat-o și i-a zis că vin... Pe mine.
că vii aia tu pe lume, mișto. Tu, domnișoară, erai atât de așteptată. Eu nu știam că eu avea telefon atunci. Asta e important. Aveam 8 ani, Eva. Nu aveai tu burtică telefon? Stai, dar vezi ce ne întreabă acum, înainte de emisiune. Tati, ce te rog să dai întrebarea pe care ne-ai dat-o. Eva? Când eram tineri. Câți copii sperați să aveți? Când eram mai tineri, câți copii speram să avem? Și s-a pus așa în fața mea și m-a întrebat foarte serios. Trei? Și zicea, cât speram? Trei om fi sperat, cred. Sau câți credeți sau sperați? Sperați, da, așa m-a întrebat. Dar de ce ți-a venit ție așa întrebarea de dimineață? Pentru că aveți trei copii și lansăm vlogul cu trei copii. Da, probabil, da. Dar tu câți copii speri să ai, Eva? Nu știu, cred că 1-2. Dar de ce nu e bine să ai 3? Sunt prea mulți? Dacă am grijă de unul mic. Pune-te jos că te vede. Dacă am grijă și de unul mic. Și voi așa să merg la misiunică la mic. Exact. Și ceartă pe microfoane. Exact, păi, așa e. Exact, că e o idee la care ar fi trebuit să se gândească și părinții tăi. Te ajutăm noi cum ne ajută și pe noi bunicile pe care le pupăm, mamele noastre, Doamne, Dumnezeu să le dea sănătate. Să le dea Dumnezeu sănătate, le urmărim și noi prin televizor. Toți ne uităm și la bunici. Ia uite la mâini. Ia uite cum cheamă ei bunicile, vezi? Vezi, vezi, vezi? Spune, David, salut bunii. Sus, voi așa. Salut bunii. Vezi băieții la băieți, drag. Ce să noi de ce v-am reținut atenția, doamnelor și domnilor? Și familia Sârbu lansează astăzi un vlog, se numește... Sârbu Family. Aventurile familiei Sârbu, 15 ani în 15 minute. 15 ani în 15 minute. Și asta e doar introducerea. E doar introducerea. Este primul episod din multe care vor cadre urma, exclusive. Pentru că vă dați seama la câte întâmplări au ei de povestit, să timp să fie, că de acum încolo suntem abonații voștri din prima. Și noi la tine suntem abonați, să știi, te urmărim, așa că cam știm, cam tot, cam știm tot ce faci, așa că ne urmărim unii pe alții. Vă dați seama că dacă am fi îndrăznit vreodată să încheiem acest interviu fără să fi cântat Radu Sârbu, cred că ne înjura toată lumea. Și atunci ce ne-am gândit noi? Până ne pregătim de cântare, difuzăm un material în care fabuloasele au ieșit la shopping. Adică, nu știu cum să vă spun, cumva, e un fel de petrecere cu fetele, pești în apă, ce s-o mai suci.